turist prin țara mea, în ideea că poți să petreci câteva zile departe de lume, în locul idilic din România pe care străinii ar plăti bani grei să îl vadă. Ca să te convingem, îți mai spunem că are peisaje de vis, mâncare delicioasă și nu există internet. Cu alte cuvinte, locul perfect unde să-ți încarci bateriile. Din ciclul Turist prin țara mea, vă propunem un periplu prin Transilvania, cel mai bine cunoscută ca fiind tărâmul misterios al vampirilor însetați de sânge. Unii turiști, mai ales cei străini, pot crede că este fictivă, dar această regiune din centrul României este un loc real și destul de special. Îndepărtată la est de munții Carpați, țara de dincolo de pădure este un teritoriu încă nedescoperit de mulți turiști, chiar și români. Așadar, dacă nu v-ați decis încă, puteți să vizitați și să aflați cum arată una dintre cele mai captivante regiuni istorice ale României. În satele din Transilvania veți găsi păduri de foioase, pășuni luxuriante și pajiști cu flori sălbatice. Cei care au ajuns în Transilvania descriu acest ținut ca fiind ultimul peisaj cu adevărat medieval din Europa. Așadar, vă veți simți ca și cum v-ați fi întors cu 100 de ani în urmă. Căruțele trase de cai zornei pe drumurile de pământ, în timp ce ciobanii își îngrijesc turmele și sătenii fac fân la soare. Prin multitudinea de locuri spectaculoase ale Transilvaniei se găsește și locul idilic din România pe care străinii ar plăti bani grei cu peisaje de vis, mâncare delicioasă și unde nu există internet sau televizor. Un adevărat paradis pentru cei care vor să se desprindă de tumultul vieții din oraș și vor să-și reîncarce bateriile. Află unde se află locul idilic din România pe care străinii ar plăti bani grei. Cei din zonă mai mult ca sigur că au auzit de colinele Transilvaniei, dar pentru turistul care acum descoperă acest râm de vis, este nevoie să menționăm că se află undeva în drumul dinspre Brașov spre Sibiu. Dacă te deplasezi cu mașina aproape de Făgăraș, va trebui să faci la dreapta, pe un drum care te va duce spre un peisaj parcă scos din povești. Aici, de fapt, ai să descoperi colinele Transilvaniei. Pajiștile nesfârșite, turmele de cirezi lăsate libere să pască și peisajul de vis te vor acapara din prima. Iar între acestea toate se află locul idilic din România cunoscut sub numele de Satul Cobor. Satul se întinde pe o suprafață de aproximativ 400 de hectare, dar nu te aștepta să găsești case mari și multă zarvă. Din contră, aici sunt doar câteva case ruinate donate zonei de către un om cu dare de mână. Iar cei care se ocupă de aceste case sunt reprezentanții unei fundații care se ocupă cu conservarea mediului. De fapt, aici se găsește o fermă construită de membrii fundației în stil rustic, simplu, iar la orele dimineții singurul deranj va fi cântecul cocoșilor. Departe de lume, aici nu ai să dai peste internet, televizor, semnal la telefon, cu alte cuvinte vei fi rupt de lume, dar va merita, spun administratorii fermei. Dacă te decizi să ajungi în Satul Cobor, pentru o noapte de cazare la fermă vei plăti cam 60 de euro, iar la masă o să ai parte doar de produse naturale crescute în fermă fără îngrășăminte chimice, totul fiind organic. Tot aici, dacă iubești caii, fundația a construit și un centru de reabilitare a frumoaselor animale, iar instructorii de echitație povestesc vizitatorilor povestea fiecărui cal salvat. Relatează playtech.ro.